că îmi doresc ca lucrurile să fie spuse. Să nu-ți fie frică să spui ceva în propriul partid. Adică nu trebuie să fie un partid viu, un partid dinamic. Deci Teodorovici pe undeva, ce spune el acum cu dreptul reforma? La opinie și chiar reformă. Dacă ăsta e cuvântul de reformă, da, mie mi se pare că orice partid trebuie să aibă perioade constante de, sau la un anumit timp trebuie să-și pună această problemă, nu știu, de revizuirea unor proceduri, de consultare mai atentă a membrilor, că poate totuși la unde decide unul sau două, trei persoane, e riscul mai mare de a greși. Unde decide cei 10 mai bine?